Un bărbat din Dudașul Cernețiului a fost arestat preventiv după ce a accidentat mortal un pieton și a fugit de la fața locului. Evenimentul s-a întâmplat pe centura ocolitoare a Severinului, iar trupul neînsuflețit al victimei a fost găsit la 4 zile după deces. Autoritățile severinene au sesizat săptămâna trecută după ce trupul neînsuflețit al unui bărbat de 35 de ani zăcea pe marginea centurii ocolitoare a Severinului. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au descoperit că a fost vorba despre un accident rutier mortal. Acesta a fugit de la locul faptei încercând mai apoi să-și ascundă urmele. În urma verificărilor efectuate, polițiștii serviciului rutier au identificat un bărbat de 50 de ani din localitatea Șimian, bănuit că la data de 11 ianuarie anul curent ar fi accidentat mortal un tânăr de 35 de ani, după care ar fi părăsit locul accidentului. Conducătorul auto a fost reținut pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, iar parchetul de pe lângă judecătoria Drobeta 1 Severin a luat măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului, ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia. Trupul persoanei accidentate a fost abandonat zile întregi pe marginea drumului. În urma evenimentului îngrozitor rezultă detalii misterioase. Se pare că soția șoferului vinovat și iubita decedatului ar fi rude. Acest lucru pune un mare semn de întrebare.